Doamnelor și domnilor, astăzi e o zi specială. Nu doar că vorbim despre ceva diferit dacă e să ne luăm după tipul de conținut de aici de pe canal, dar acel ceva este nimeni altul decât Pixel 8. Cel mai nou telefon marca Google. Și, cum review-ul lui Pixel 7 Pro a fost făcut chiar de mine după ce mi-am cumpărat unul, datoria plăcută de a face prezentarea noului telefon a picat tot pe umerii mei. Și nu pot să spun că îmi pare rău. Dar timpul e scurt și sunt multe de vorbit, așa că hai să intrăm direct în pâine. Ca de obicei, primul lucru pe care l-am remarcat încă de când am scos telefonul din cutie este designul. Sau mai bine zis, nu l-am remarcat, pentru că nu s-a schimbat prea mult față de generația trecută. Asta e totuși un lucru bun, ținând cont că am fost mare fan al aspectului generației precedente. Camera barul de pe spate este prezent din plin și aici, doar că de această dată sticla care acoperă camerele este ceva mai rotunjită. La modelul Pro, bucata aia de sticlă acoperă acum toate lentilele. O schimbare binevenită care face telefonul să arate mai curat, părerea mea și forma telefonului a suferit mici modificări. Pixel 8 este o idee mai pătrățos decât predecesorul său, lucru care îl face să se simtă încă și mai bine în mână. Nu vă gândiți că e la fel de unghiular ca un iPhone, dar este totuși o schimbare. Butoanele, difuzoarele și portul de încărcare au rămas toate la locul lor, iar sticla de pe fața modelului Pro este acum plată în loc de curbată. În plus, sticla de pe spate este mată acum pe modelul mai scump și luceasă pe Pixel 8. Sincer, nu înțeleg de ce Google nu au vrut să includă sticla superioară pe modelul mai mic și sper ca generația următoare să remedieze asta. Telefoanele vin în trei culori diferite în funcție de model. Pentru Pixel 8 Pro avem Obsidian, adică negru, Porcelan, adică bej și Sky Blue, probabil cea mai mișto nuanță de pe această generație. În contrast, Pixel 8 este oferit în același Obsidian, dar aduce și o variantă gri și una roz, pe care compania o numește Peony Rose, whatever that means. Dar hei, Telefonul îl poți admira în toată splendoarea lui în pozele de produs. Așa că hai să trecem la un subiect încă și mai important decât designul și construcția, și anume cum e să folosești telefonul ăsta. Și vreau să încep cu unul dintre principalele minusuri pe care le-am observat cât timp am avut în buzunar al meu Pixel 7 Pro. Chipsetul. Nu pentru că Google Tensor G2 nu ar fi fost suficient de puternic pentru majoritatea tascurilor mele de zi cu zi, dar overall procesorul era mult, mult, mult în spatele competiției. Pus lângă un S22 Ultra sau lângă un iPhone 14 Pro Max, Pixel 7 Pro deschidea mai încet aplicațiile și unele jocuri rulau o idee mai prost. Comportament aproape inacceptabil pentru un flagship în toată puterea cuvântului, atât din perspectiva ambițiilor cât și din cea a prețului. Ei bine, Google vor să mai spele din rușine în generația asta cu Tensor G3, a treia iterație a chipsetului dezvoltat intern de companie. Dar reușește asta? Ei bine, ca să aflăm asta, am pus Geekbench 6 pe Pixel 8 și am dat să facă treabă. Iar rezultatele sunt următoarele. 1627 de puncte în testul Geekbench 6 single core și 4149 în testul multicore. Două valori ceva mai mici decât omologul său de la Snapdragon, adică 8 Gen 2. Totuși, scorurile astea sunt extrem de similare sau mai bune cu Snapdragon 8 Plus Gen 1, refresh-ul generației trecute. Deci Tensor G3 reușește într-o oarecare măsură să aducă telefoanele Pixel cel mai aproape de standardul în industrie. Poate generația următoare va aduce ceva îmbunătățiri mai mari pe partea asta. Dar vom trăi și vom vedea la anul. Cât despre configurații, treaba e simplă. Pixel 8 vine cu 8 GB RAM și 128 sau 256 de GB stocare, în timp ce Pixel 8 Pro vine cu 12 GB RAM și 128, 256, 512 sau chiar 1 TB de stocare. Chiar dacă noul chip nu bate recorduri când vine vorba de putere brută de procesare, inginerii de la Google s-au axat mai mult pe capabilitățile oferite de nucleele AI din interior pentru a face din Pixel 8 unul dintre cele mai deștepte telefoane de pe piață. Pe lângă funcțiile noi adăugate componentei foto și video, despre care vom vorbi mai multe imediat, Google Assistant are acum integrat AI-ul Bard, care promite să îmbunătățească substanțial acuratețea răspunsurilor. În plus, acum poți crea tot felul de wallpaper-uri generate de AI, chiar din meniul telefonului. Cum funcționează? Ei bine, în tabul de wallpaper-uri ai acum o opțiune denumită AI Wallpaper. Dacă apeși acolo, ești trimis la un ecran unde îți alegi o temă generală, iar apoi poți modifica prompturile pentru AI după bunul plac. Vrei un desen artistic cu bicicleta albastre pe fundal verde? Sigur, în 2 timp și 3 mișcări, AI-ul îți generează mai multe imagini din care poți alege ce îți place mai mult. Posibil Utilitățile sunt aproape nelimitate și mă aștept ca Google să adauge din ce în ce mai multe opțiuni pe măsură ce trece timpul. Un capitol la care precedentul Pixel a excelat a fost la display. Vestea bună e că Pixel 8 păstrează tradiția, ba chiar aduce niște plusuri notabile în mai multe zone. Prima și cea mai importantă este strălucirea, care ajunge, cel puțin declarativ, la un maxim de 2000 de nits pe Pixel 8 și la un amețitor 2400 de nits pe modelul Pro. O altă schimbare adusă fratelui mai mic este rata maximă de refresh, care urcă de la 90 de Hz pe generația trecută la 120 de Hz aici. O schimbare binevenită. Display-urile astea sunt atât de bune încât cei de la DxOMark au clasat ambele telefoane pe prima poziție în topul dedicat calității ecranelor. Ceea ce nu e puțin lucru. Conform testelor și parametrilor de DxOMark, telefoanele Google au bătut lejer modele precum Galaxy Fold 5, iPhone 15 Pro Max și S23 Ultra, cu o diferență sesizabilă la mai multe capitole. Nu am lucruri așa bune de spus și despre senzorul de amprentă de sub ecran, însă. În timp ce competiția folosește senzori cu ultrasunete extrem de rapid și de preciși, Google a optat să pună mai mult sau mai puțin același senzor optic ca anul trecut. Nu spun că senzorul lui sine e prost, dar este clar în urma competitorilor. Nu este la fel de precis, dă rateuri câteodată și nici la capitolul viteză nu stăm prea bine. Cu ajutorul senzorului, telefonul se deblochează o idee mai greu decât ce am văzut pe un S23 Ultra, spre exemplu. Chiar dacă prin comparație cu alții, senzorul de amprentă de pe Pixel 8 nu impresionează, aș fi chiar cârcotaș dacă a spune că e o problemă imensă. Te vei obișnui cu el după câteva zile și nu ți se va mai părea deloc încet. În plus, am și cuvinte bune de spus despre el, și anume posicionar Mul mult prea multe telefoane care au senzorul de amprentă sub ecran, aleg să-l poziționeze foarte aproape de muchia de jos a display-ului, ceea ce poate fi incomod de acționat. Ei bine, nu este cazul și aici. Și, la fel ca generația trecută, senzorul este montat ceva mai aproape de mijlocul ecranului, deci cu dos aici. Păstrăm registrul de îmbunătățiri și plusuri cu bateria și autonomia. Spre deosebire de generația trecută, vedem un bump semnificativ atunci când vine vorba despre capacitatea bateriei în cazul lui Pixel 8, de la 4355 de mAh la 4575 de mAh. Asta, în combinație cu noul chipset Tensor G3, despre care Google spun că este ceva mai eficient ca predecesorul său, ar trebui să ofere o autonomie mai bună. Iar din testele noastre se pare că afirmațiile lor sunt adevărate. Pixel 8 este un telefon care ar trebui să reziste chiar și în fața zilelor cele mai grele chiar dacă nu vorbim încă de o autonomie care să-ți permită să încarci telefonul mai rar. Beneficiile legate de eficiența chipsetului se aplică și în cazul lui Yo Pro, chiar dacă acumulatorul nu a văzut cine știe ce îmbunătățiri, de la 5000 de mAh pe Pixel 7 Pro la 5050 de mAh pe Pixel 8 Pro. Totuși, dacă se întâmplă să rămâi fără baterie în mijlocul zilei, inginerii de la Google s-au asigurat că ambele telefoane se încarcă ceva mai repede ca predecesorii lor. Mai precis, Pixel 8 suportă acum încărcare la 27W pe fir, de la 20 pe Pixel 7. Situația e și mai bună în cazul modelului cu pro în coadă, care sare de la 23 de pe fir până la 30 de vați. În continuare, companii precum Google, Samsung și Apple refuză să includă încărcare mai rapidă pe telefoanele lor, în contextul în care modele de top de la branduri chinezești au depășit deja bariera de 200 de vați. Dar orice pas în direcția cea bună este binevenit. Vedeta spectacolului este, fără îndoială, suportul software oferit de Google pe noile telefoane din seria Pixel. Vezi tu, compania mama sistemului de operare Android Cumva paradoxal, nu a fost niciodată în top atunci când vine vorba de suportul oferit pe termen lung. În timp ce Samsung oferă 4 ani de upgrade-uri pentru Android și 5 ani de actualizări de securitate, seria Pixel 7 trebuie să se mulțumească cu 3 actualizări de Android cu 4 de securitate. Ei bine, Google au luat aminte de la rivalii Apple și au plusat serios la acest capitol. Acum, ambele telefoane din seria Pixel 8 vor primi 7 ani de update-uri de Android. Da, da, ai auzit bine. 7 ani, o valoare care face până și oferta Apple de 5 maxim 6 ani să pară Puțin. Cum telefonul vine din cutie cu Android 14, asta înseamnă că, în teorie cel puțin, ultimul update pentru telefoanele astea ar trebui să fie Android 21, sau oricum se vor decide Google să-și numească sistemul de operare până atunci, tocmai în 2030. Acum, dacă se vor ține sau nu Google de cuvânt, rămâne o incertitudine. Compania are un istoric bogat în materie de abandonat proiecte sau promisiuni pe parcurs și doar timpul ne va spune dacă lucrurile se vor întâmpla cum trebuie sau nu. Oricum ar fi, nu cred că există o baterie pe vreun telefon care să țină 7 ani fără să fie nevoie de un replacement. Deci, oricum vei avea alte probleme până să-ți bați capul cu speța asta. O veste bună pe care o am este prezența serviciilor 5G pe telefoanele Pixel. Haleluia! În sfârșit, Google au făcut pasul cel mare și au încheiat un parteneriat cu provider de la noi din țară. Iar acum modelele companiei ei au intrat în lumea cea bună a telefonelor care suportă 5G. Era și cazul și schimbarea asta face telefoanele mult mai utilizabile overall. Nu spun că în trecut telefoanele Google erau neutilizabile. Ba, chiar eu personal am folosit un Pixel 7 Pro pe 4G fără probleme multe luni de zile. Dar pe lângă compatibilitatea cu 5G telefoanele oferă acum și Voice Over LTE, adică o claritate mult mai bună în apeluri, ceea ce e de apreciat. Acum trecem la camere și unul dintre principalele motive pentru care oamenii aleg telefon pixel în detrimentul unui iPhone sau Galaxy. Istoric vorbind, telefoanele Google au fost printre cele mai bune, dacă nu chiar cele mai bune, din industrie la capitolul fotografie. Deci, am așteptări mari de la telefonul de azi. Astea fiind zise, am totuși o mică precizare de făcut înainte. Când vine vorba de arsenalul fotografic montat pe spatele telefoanelor, modelul cu Pro în coadă a fost cel care a primit upgrade-uri semnificative. Cu toate astea, camerele principale au fost îmbunătățite pe ambele modele. Senzorul are tot 50 de megapixel și anul acesta, dar diafragma este mai largă, de la F1.9 la f F1 7. Schimbarea asta ar trebui să ofere performanțe mai bune în lumină scăzută, ceea ce se observă și în pozele făcute după ce apune soarele. Dar diferențele acum încep. În timp ce Pixel 8 păstrează aceeași lentilă ultrawide de 12 megapixel ca anul trecut, Pixel 8 Pro primește un upgrade major la un senzor de 48 de megapixel cu f2.0, mult mai mare și mai clar. În schimb, povestea cu lentila telefoto se păstrează la fel ca anul trecut. Mai exact, senzorul de zoom optic este rezervat doar pentru modelul mai scump, Pixel 8 mulțumindu-se doar cu o principal web și un ultrawide. Din păcate, nu avem Pixel 8 Pro pentru testare. Dar putem să trecem rapid în revistă schimbările pe care Google le-au adus lentilei telefoto, pentru posteritate. Și avem așa, rezoluția a rămas aceeași, adică 48 de megapixeli, ceea ce nu e un lucru neapărat rău, ținând cont că pozele făcute cu lentila asta pe Pixel 7 Pro erau suficient de detaliate și curate. Schimbarea are legătură cu diafragma, care a crescut foarte mult, de la f3.5 la f2.8, pentru poze și mai bune în lumină slabă. În plus, cei de la Google promit că autofocusul va fi mai rapid și mai precis pe toate lentilele. Deci, o bilă albă aici. Bun, acum că am dat toate detaliile tehnice la o parte, a venit vremea să vedem cum arată pozele făcute cu pixel 8. Și o să încep prin a spune că procesarea, la fel ca la toate celelalte modele pixel, este destul de agresivă. Ăsta nu e un lucru neapărat rău, pentru că telefonul reușește să scoate imagini foarte bune în final. Gama dinamică este destul de largă, dar nu de best in class. Diferența de white balance dintre camere nu este prea mare, iar nivelul de detaliu este ce trebuie. În plus, pe modelul Pixel 8, care nu dispune de o lentilă telefoto, zoomul digital este surprinzător de curat. Deci, în copila albă aici. Când apune soarele, lucrurile se schimbă puțin. Și, în ciuda eforturilor celor de la Google când vine vorba de performanță în lumină slabă, pozele au câteva probleme minore. În situațiile cele mai grele, se pierd din detalii în zonele cele mai întunecate, și, deși procesarea ajută puțin la asta, tot nu mi se pare suficient. În scenarii mai blânde, cu măcar o sursă considerabilă de lumină în cadru, Pixel 8 se descurcă mai bine, chiar dacă nu se apropie de top 3. Asta fiind zise, am observat destul de mult zgomot în pozele făcute în lumină slabă, un alt capitol la care inginerii mai au puțin de lucrat. Am spus ceva mai devreme că Google au integrat multe funcții mișto alimentate de inteligența artificială dedicate pozelor, dar ăsta cred că este de fapt un understatement. Pixel 8 are tot AI-ul. Cea mai interesantă astfel de funcție AI este ceva ce compania numește Best Take. Practic, atunci când faci mai multe poze de grup la interval scurt în același loc, telefonul știe să le asocieze și să identifice fețele membrilor grupului. Ulterior, alegi una dintre pozele făcute, apeși pe Best Take în Google Photos și AI-ul îți poate schimba individual fiecare față în parte pe baza celorlalte poze, astfel încât să alegi cea mai bună expresie a feței pentru persoana respectivă mind blowing. Chestia asta e deosebit de util atunci când faci o poză de grup, cum spuneam, și cineva clipește fix în momentul în care apeși pe buton. Trebuie doar să-ți amintești să faci mai multe poze, ca să ai de unde alege. Acestea fiind spuse, deși acest feature este super cool, rezultatele nu sunt mereu perfecte. Dar chiar cei de la Google au declarat că este un work in progress. Deci, cu timpul mă aștept să văd îmbunătățiri serioase. Chiar și așa pot salva lejer o poză pe care ai fi șters-o altfel. O altă adiție mișto este Magic Editor, succesorul funcției Magic Eraser pe care am lăudat anul trecut. Acum, grație puterii extra de procesare pe parte de AI, poți muta obiecte în cadru, le poți mări sau micșora și poți modifica inclusiv cerul din imagine, în caz că ai ratat de golden hour și vrei ca fotografia ta să aibă un aspect mai cald și mai plăcut. Google spune că funcția asta este încă într-un stadiu incipient și, deși mai are câteva probleme, compania s-a înhămat să rezolve defectele care apar și să îmbunătățească constant experiența. E doar o chestiune de timp până când vom putea face pozele perfecte după ce am capturat imagine. O altă chestie interesantă este Audio Magic Eraser care funcționează exact așa cum te-ai aștepta. Dacă ai înregistrat un clip video și realizezi că sunetele din background sunt prea tari, poți reduce zgomotul de fond relativ ușor. Și aici mai e de lucrat însă. Deși există o diferență sesizabilă atunci când vine vorba de zgomot, felul în care compania a marketat funcția asta a făcut-o să pară mai puternică decât este în realitate. Sunt sigur că update-urile de software din viitor vor mai îmbunătăți situația, dar eu raportez cum stau lucrurile azi și astăzi nu prea sunt impresionat. Per total, telefonul ăsta face niște lucruri absolut ne nebunești cu pozele în postproducție, dar încă nu le face perfect. Dacă sau când va ajunge să le facă așa cum trebuie, Google Pixel va avea un avantaj zdrobitor în fața unor telefoane cu camere poate mult mai bune. În final, trebuie să discutăm și prețul. Deși încă nu sunt disponibile din plin la noi, Pixel 8 și Pixel 8 Pro au început să apară pe câteva site-uri autohtone. Iar situația e cam așa. Pixel 8 în configurația cu 128 de GB stocare costă în acest moment puțin sub 4000 de lei, iar Pixel 8 Pro este între 5600 și 5900 de lei pentru varianta cu 128 de GB stocare. Sumele astea sunt mai mari decât cele din generația trecută, dar era cumva de așteptat, pentru că și Google la rândul lor au crescut prețurile în statele Unite cu 100 de dolari pentru fiecare model. Chiar și așa, telefoanele de la Google continuă să fie o ofertă bună, în special pentru cei care pun preț pe funcțiile extra incluse, funcții de care telefoanele noi chiar nu duc lipsă. Wallpaperele generate de AI, Best Take, Magic Editor și Audio Magic Eraser sunt disponibile în acest moment doar pe Pixel 8. Deci dacă ți-a plăcut ce ai văzut mai devreme, aici este singurul loc unde poți găsi așa ceva. În plus, prezența din plina 5G-ului este binevenită, iar chipsetul Tensor G3 reușește să ofere performanțe suficiente pentru orice task ți-ai putea imagina. Acum, întrebarea cea mare. Merită să-ți cumpere un Pixel 8? Well, dacă ai în buzunar un telefon mai vechi, de 2, 3 sau chiar 4 ani și ești în căutare de un telefon robust, cu un design mișto și o experiență stock de Android, Pixel 8 merită luat în considerare. La fel ca și fratele său mai mare, Pixel 8 Pro. Dacă ești fericitul posesor al unui Pixel din generația trecută, părerea mea e că mai bine ai da skip noilor modele. Sigur, chestiile noi implementate pot fi game-changing, la un moment dat, dar și Pixel 7 și 7 Pro se descurcă onorabil în continuare. Și acum a venit rândul vostru să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare noul telefon de la Google. Credeți că face el suficient de multe lucruri în plus ca să merite un upgrade? Și pe această cale vreau să-i mulțumesc din suflet și prietenului nostru programator Radu pentru că din nou ne-am promutat telefonul lui pentru review. Asta fiind zise, abia aștept să vă citesc comentariile. Eu sunt Tudor și până data viitoare, spor la toate! <coughs>